Bun găsit, dragi copii! Astăzi vom citi împreună povestea Pinguinul fulg de nea. Povestea a fost scrisă de Tony Mitten, ilustrată de Alison Brown și tradusă din limba engleză de Domnica Drumia. Acest mic pinguin e tare neastâmpărat. Vrea distracție și aventură, e pus tot timpul pe jucat. În lumea de gheață, apă și zăpadă, oare ce surprize va găsi? Abia așteaptă să vadă. Să stea mereu pe lângă casă este cam plictisitor. Așa că bravul nostru pinguin vrea să devină explorator. S-a dus legănac până la marginea gheții plutitoare. Oceanul arăta atât de îmbietor, albastru adânc, întins până în zare. Pinguinul privește îndepărtări cât poate să se întindă și nu vede că gheața a început să se desprindă. Și pe măsură ce se desprinde tot mai tare, pinguinul pornește în călătorie pe banchiza plutitoare. Dar ceva îl captivează! O imensă coadă plesnitoare, și când lovește apa, vede că e o balenă albastră, uite, așa de mare! iar puiul ei înoată pe lângă ea, liniștit, e atât de drăguț că pinguinul se pune pe chicotit. Brusc, un grup năvalnic de prădători se avântă în apropiere, iar pinguinul e încântat de țipetele lor, al căror ecou nu piere. Cei mici învață să fie sprinteni și vioi, pe când se strigă unul pe altul cu chiote, fac mare tărăboi. Și astfel trezesc din moțăială o focă elefant. Biata de ea, ce să priceapă? Își înalță capul și își deschide botul larg ca pe o clapă. Iată și un leu de mare ce-și cheamă puiul drăgăstos să-l strângă în brațe, să-l alinte, să-l mângâie duios. Ce cald ar fi o îmbrățișare!" își spune pinguinul și își dă seama că e singur pe întinderea albastră mare. Vai de mine!" își spune în timp ce banchiza se face tot mai mică. Și pentru prima dată în acea zi începe să îi se facă frică. E dor de prieteni, să-și simtă familia aproape, e dor de ciondăneli, de chicotel peste ape. Oare cum îi va găsi? De cât timp e plecat? Oceanul nu mai pare albastru, ci mai degrabă întunecat. Dar ce a fost asta? Sloiul de gheață s-a oprit cu o bufnitură. Ai zice că s-a întâlnit cu ceva tare, noduros, ca o cioplitură. Nu-i vine să creadă. A ajuns acasă. Ce noroc pe el! Pinguinul sare vesel de pe sloi și cântă ca un clopoțel. Vede niște siluete întunecate și aude un murmur blând. Acolo, în lumina lunii ce învăluie al Antarcticii pământ, o zărește pe mama lui pe dată și aleargă spre ea ca o săgeată. Se cuibărește la pieptul ei, cal și moale, se simte în siguranță, frica nu-i mai dă târcoale. Iar ceilalți pinguini, strânși unul în altul, așteaptă cu nerăbdare să audă ce a văzut pinguinul în aventura lui uluitoare. Și el le povestește ce a întâlnit și în ce locuri a ajuns și în curând, după ce au ascultat povestea lui îndeajuns, pinguinii se cuibăresc împreună să le fie cald și bine și se pregătesc pentru noaptea polară ce vine.